Filipeni, capitolul 3, de la versetul 13 până la versetul 14 inclusiv. Vreau să vă vorbesc în această seară despre o viață frumoasă, o viață fericită, pe care le-o doresc celor ce se botează și vouă tuturor. Vorbește Pavel despre un premiu, fraților, nu cred că l-am apucat încă, premiul acesta ceresc, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre o țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Ședeți. De exemplu, pentru voi, v-ați pus vreodată întrebarea aceasta, cam ce ar fi fericirea? Să fii fericit. Mă, sunt un om fericit. Sau îmi doresc fericire. Fericire. Ne dorim unii altă. Un an nou fericit, la mulți ani. Bun, ce credeți voi că ar însemna fericire? Adică? Mântuit. Bine, mă, dacă mergem pe stradă și întrebi pe oameni, bănuiesc că nu o să dea răspunsul ăsta. Ce ar însemna fericire? De exemplu, pentru cineva care e în scaunul cu rotile, ce înseamnă fericire? Pentru cei de la Disable care stau în România pe paturi aruncați acolo. Ce credeți că ar însemna fericire? Un scutec mai mare, nu? Curat. Nou. Pampers. Ba da, asta e. Tot îi dăm pe definiții și ne gândim la lucrurile acestea, dar din toate vedem că se schimbă lucrurile. Pentru cei care aveau COVID și nu mai puteau respira și să necau, până îi găsea să-i pună la aparatul de respirare la oxigen. Ce credeți că ar însemna fericirea până la urmă? Aerul, oxigenul, respirație. Dorim fericire, dar niciunul nu. Exact cum, de exemplu, și fericire e un cuvânt atât de larg ca iubire la noi. Când zici că iubești ceva, e atât de general. Iubim pe Maria și iubim fasole verde. Nu, poftim. Larg cuvânt la români. Așa e și fericirea, de fapt. Depinde pe cine întrebi. Dacă întrebi pe un pocăit, zice, să-L ai pe Domnul Iisus. Da, da, știu și eu. Dacă mă întreba pe mine și eu ziceam tot așa, că așa am crescut în biserică. Mama ar fi sărit cu picioarele pe mine dacă spuneam altceva despre fericire. Dar, întrebarea e simplă. Toți de aici ne-am dorit o viață frumoasă. O viață împlinită. O viață fericită. Biblia ne spune cum putem să fim fericiți. Și Pavel în astea două versete încearcă să ne explice ce ar însemna fericire. Pentru că poți să fii botezat și nefericit, poți să fii bogat și nefericit, poți să fii frumoasă și nefericită, poți să fii cu bani și nefericit, poți să fii, nu știu. Nici nu cred că mai contează lucrurile astea. Și eu vreau să fiu simplu și scurt cu voi. Dacă vreți în viață ca să fiți fericiți, și cu o viață frumoasă și împlinită. Pentru voi și pentru voi. Asigurați-vă că viața voastră se îndreaptă într-o direcție plăcută lui Dumnezeu. Credeți-mă că nu viteza contează, ci direcția. Că poți să mergem să fim sinceri greșiți, să mergem repede într-o direcție greșită. Întrebarea pe care trebuie să ți-o pui, unde mă duc eu? Zice Pavel, în felul următor, fraților, eu nu cred că am apucat premiul ăsta, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și mă arunc spre ceea ce este înainte. Spunea Sfântul Apostol Pavel că vrea să își lase în spate trecutul, pentru că asta înseamnă trecut, a trece peste. Și să mă duc în față, spre viitor. O mare parte dintre noi încă ne mai mințim că trăim în prezent, spre viitor, mergând, că noi suntem robii trecutului, prizonierii trecutului. Când de fapt n-am reușit să ieșim din trecut. Și în trecut ce-o semna pentru noi? Decepții, trădări, frământări, un avort, un necaz, un divorț, o despărțire, un copil care ne-a făcut necazuri toată viața și în care până la urmă acolo am rămas. Venim în biserică, nu putem să fim fericiți pentru că noi trăim în trecut. Păstorul ne vorbește de un viitor luminos cu Iisus Hristos, cu cerul, dar noi încă suntem acolo. Am avut un câine, mi-aduc aminte, vecinul meu, a
Catalin, cum îi spuneam noi acolo, că la noi femeile puternice luau numele. De exemplu, unde erau bărbați puternici era, zicea lui Gheorghe Boloche. Acolo era clar, știa cine e șef în casă. Dar când era a Catalinii, a Mărioarii Găbului, acolo știam... Bun. Aveau un câine. Câinele, de obicei, la noi, în urmă cu 20, 30, 40 de ani, era prins fie la țăruș și în cușcă. Avea un metru libertate. Fie că era prins pe o sârmă, cu o verigă și mergea prin... prin toată curtea, la un moment dat, pe același traseu. Era interesant cu câinele ăla că după ce l-am dezlegat de pe sârma respectivă, la un metru de el, era o pisică și n-a putut face un pas. El avea încă zgarda la gât, cureaua la gât. O viață întreagă umblase pe același traseu. El nu-și dădea seama că era liber. Era liber, plecase de la sârmă. Dar în mintea lui... În pavloviana lui minte. El era pe același traseu. Vedea pisica, ar fi făcut-o praf. O făcea chiftele până după masă. Dar nu putea să se elibereze. Pentru că în mintea lui încă umbla pe sârma aia. Nu există durere mai mare decât să știu că Hristos v-a eliberat, că Iisus Hristos ne-a făcut oameni liberi, și că trăim ca și cum am fi în continuare legați de satana și de diavolul. Și vă garantez că pentru mulți diavolul nici nu trebuie să mai facă o legătură, că zice, acolo cred că e o legătură demonică, nici vorbă, doar mai purtăm zgarda. Atât. Noi suntem liberi, dar din păcate nu știm asta și bisericile nu trăiesc în această libertate a Duhului, bisericile nu trăiesc în această bucurie a libertății, pentru că pentru mulți dintre ei trecutul e acolo. Vorbim despre trecut. Avem o grămadă de amintiri mai mari decât visele. Și bisericile sunt blocate în trecut. Familiile sunt blocate în trecut. Nu mai există, pentru că nu mai putem la un moment dat, nu mai putem. Povestea odată Vlad aici, când vorbeam despre medicină, știți că au posibilitatea aceasta ca să ucidă amintirile rele. Adică vin cu niște chestii electrice care le pun pe creier, să reușească medicul să povestești după ce ai trăit că ai fost abuzată de tata, că ai făcut o grămadă de prostii, nu și ai făcut, și pur și simplu să șteargă ca de pe un nenorocit de stick bucata aia care nu-ți convine. Dar îi spun medicii, e bine, trebuie să semnezi o foaie, că s-ar putea ca memoria să-ți revină după 3 luni, toată memoria, minus amintirile respective, dar s-ar putea ca memoria să nu-ți mai revină niciodată. Și oamenii semnează. Pentru că preferă să rămână fără memorie niște legume care să nu-și mai aducă aminte de nimeni decât să mai trăiască cu memoria dureroasă a trecutului. Acolo ne-a fixat satana pe mulți. În trecut. Nu mai suntem capabili ca să trăim prezentul, să ne bucurăm de prezent. Nu suntem capabili ca să ne bucurăm de viitor, de Hristos, de ce a pregătit Domnul mâine pentru noi, nu ne mai aruncăm spre ceea ce este înainte, pentru că suntem blocați în trecut. Adică nu există durere mai mare decât să trăim toată viața privind înapoi. Poate eu știu, căsătoria n-a mers. Poate că ți-ai planificat afacerile și finanțele greșit. S-au dus pe apa sâmbeteșeală. Poate că ai făcut niște alegeri proaste în viață. Nu mai trăi acolo. Ieși afară și du-te, pentru că dacă nu o să pățești ca femeia lui Lot. Dumnezeu avea pentru femeia aceea un viitor. Avea un munte la care să fugă. Avea o direcție la care să meargă. Dar femeia aceasta era prinsă în trecut. Trecutul se numea Sodoma. Și acolo a rămas. Zice că a privit înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare. Mulți dintre frații noștri, incapabili să mai trăiască o viață cu Iisus Hristos, pentru că deja sunt transformați în stâlp de sare, trăind în trecut. Nu mai pot ierta. După 10 ani de zile îți mai aduce aminte încă seara aceea și vorbele pe care ți le-au spus. Am devenit istorici în viață, fiecare dintre noi. Nu uităm nimic din răul care ni s-a făcut. Frate, m-a abuzat, mi-a vorbit, mi-a făcut, mi-a dres, mi-a luat, m-a trădat, m-a călcat în picioare, mi-a călcat în picioare sentimentele. Au trecut pentru numele lui Dumnezeu 5.000 de nopți, 5.000 de apusuri de soare,
care m-a acumulat aceeași mânie și frustrare și tensiune și toate celelalte lucruri. Și credeți-mă, ăla care nu iartă e de 100 de ori mai nenorocit decât cel care trebuie iertat. Pentru că te omori. Pentru că te distrugi. Niciunul dintre noi nu putem să spunem că am avut o viață la care, de exemplu, nu avem motive să ne spunem, băi, mai trăiești înapoi toate clipele. Nu, 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 aia, fără filmul zilei acelea, fără noaptea aceea, fără seara aceea, fără clipele acelea. Am dorit să facem câte un cut fiecare, să tăiem câte ceva, să nu mai fie. Încă mai trăiesc zile, credeți-mă, în care mă gândesc și mi se întâmplă niște lucruri și clipe, zic, băi, un vis rău. Sper să mă trezesc și să mă gândesc că de fapt a fost un coșmar. Atât. Am devenit prizonierii trecutului. Din păcate nu mai putem să facem nimic mulți dintre noi pentru că uităm un lucru, că Dumnezeu are gânduri de pace cu noi. Gândurile mele, zice Domnul, gândurile mele pentru voi sunt gânduri de pace ca să vă dau un viitor. Viitor! Și o nădejde. Nimănui Dumnezeu nu-i promite un trecut. Ci Dumnezeu ne promite un viitor. Un viitor și o nădejde. Astăzi gândurile mele cu privire la voi, ce Domnul. Uite, eu nu putem. Dacă viața se îndreaptă spre ceea ce a planificat Dumnezeu, numai atunci e viitorul frumos, credeți-mă. Dacă te duci înapoi, dacă plângi toată ziua, nu putem schimba. Nu putem schimba trecutul. Nu mai poți să te duci în trecut. Dar putem face ceva pentru viitor, credeți-mă. Învățăm ceva pentru viitor. Nu mai fac asta așa. Nu mai pot schimba. Mai țineți minte cântec șoptit al lui Zaharia Stancu? Odată am ucis o vrabie, am tras cu praștia nea și am rănit-o. Pe urmă o zi și o noapte întreagă am tot plâns-o și am tot jelit-o. Nu m-a bătut mama, nu m-a certat. În mâine țineam o bucată de pâine. Degeaba mi-au zis, degeaba mai plângi. Ce ai omorât, omorât rămâne. Mai târziu am crescut flăcăiandru, m-am îndrăgostit de bunește de o fată. Nu știu de ce, într-o zi a murit. Și în altă zi a fost îngropată. De mult nu mai trag cu praștia în vrăbii, de mult nu mai merg la nicio mormântare. Soarele apune după niște lung stălci și răsare în flăcări din mare. Și n-am să mai trăiesc în trecut. Aici mi se pare că biserica aceasta pătimește mult. Veniți și îmi spuneți, pastore, încă mă mai mănâncă păcatul ăla, încă mă mai deranjează. Și vin pentecostale pe rând și întreabă, mai pot fi iertată, mai pot fi iertat. Și atât de greu trecutul. Și Domnul Iisus Hristos v-am pregătit, Dumnezeu v-am pregătit să vă dau un viitor și o nădejde. Mă duc înspre țintă, alerg, zice Pavel. Și ce va fi o mâine, o zi frumoasă. Nu mai pot învia ce am omorât, dar pot să nu mai repet încă o dată crima. Cuvântul care l-ai spus, adus, nu mai poți aduce înapoi, dar poți să spui, iartă-mă. Poți să trăiești în așa fel încât pun frâu gurii mele, ochilor mei, dacă se pot. Trăiesc cu altfel de zi, mă pocăiesc. Zice Pavel, uitând ce este în urma mea, știți ce înseamnă asta, când te pocăiești? Când trebuie să înțelegeți că omul când s-a întors la Dumnezeu nu mai are de-a face cu trecutul. Toate cele vechi s-au dus. Iată, zice Domnul, că toate lucrurile în Hristos sunt făcute noi. Și mulțumesc lui Dumnezeu care înnoiește toate lucrurile. Dumnezeu ne-a dat libertate. Ne-a rupt lanțurile păcatului. Vă rog frumos să trăiți în libertatea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, că trebuie să fiți fericiți și să vă gândiți la asta, este că trebuie să ai o relație cu Dumnezeu care să fie mereu în creștere. Relația cu Dumnezeu să fie mereu în creștere, zice în felul următor, aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă, tot mai aproape, tot mai aproape, tot mai aproape. Zice la un moment dat, Dumnezeu că te-a dat, hai am o să te văd, ieși din tufiș, zice nu pot,
Nu pot să ies din tufiș. De ce nu poți ieși din tufiș? Pentru că sunt gol. Cine ți-a spus că ești gol? Satana i-a spus. Dumnezeu nu a discutat asta cu el. A spus, ieși afară. Ieși din tufiș. Da? Dumnezeu nu știa că e gol. Ăsta. Nu știa că a făcut o prostie deja. Ba da. Satana vine și zice, stai acolo ascuns. Nu ieși afară. Nu-ți mărturisi păcatul. Nu fă nimic pentru că tu ești gol. A, nu poți, n-ai putere. N-ai putere, nu te băga tu, nu te lupta cu dracu, că nu poți. Tu nu vezi că ești un nimeni, un zero. Și măta și tatăl tău fă niște depresivi. Taică tău a fost un bețivan. Cum zic că stai jos? Jos! Toată viața cineva a încercat să stai aripile. Toată viața ți-o tăia din vise. Ți le-o amputat până la nivelul în care nu mai dorești nimic. Nu voi reuși, uitați cum ne blestemăm. Nu voi reuși, nu pot, nimeni nu a putut din viața mea, din casa mea, din familia mea. Dacă mă pocăiesc, nu o să țin. N-am cum să mă lăs de vicii, n-am cum să mă las de păcatele acestea. Nu pot! Mă blestem propriile mele cuvinte. Adică vreau să înțelegeți că trebuie să creșteți până la urmă. Trebuie să ieșiți din nenorocirea aceasta de trecut. Și relația voastră cu Dumnezeu trebuie să crească. Vă rog, nu mai stagnați aici după botez. Dacă știți, tot la 7 ani, toate celulele din corpul nostru, pe rând, să schimbă. Deci înseamnă că eu am început biserica asta cu câțiva frați aici, în urmă cu 7 ani. No, vreau să vă anunț în această seară că niciuna din celulele mele care au fost în urmă cu 7 ani, acela deschiderea bisericii, nu mai sunt de față. Ia! Și atunci nu vi se pare că suntem niște penibili când zicem eu? Care? Ăla de acum, ăla de 7 ani în urmă, ăla de 11 ani? Pe mereu suntem alții, 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 alții. Dacă celulele din noi se renoiesc și creștem în toate privințele acestea, dacă fizic e schimbare, o nebunie, să crescă spiritual, poți stagna. Nu vi se pare dureros? Ne schimbăm mereu în trup. Și de fapt atunci când e vorba de spiritual, stagnăm. Stagnăm. Spuneam la frații noștri, facem o grămadă de lucruri pe care nu le-am... Știți cum... Iertați-mă. Mi-am adus aminte acum de bani de la amvonul din biserica de la Oradea. În amvonul bisericii din Beiuș am 3 nuci. 2 lumânări, ceasul lui Norel, că m-a înșelat, mi-a dat ceasul lui de 10 euro, l-am dat pe mine de 1000 și facem un schimb cu rușii să nu faceți schimb niciodată, niciodată frățește, da? Am acolo, cam astea sunt, ce sunt în... Chestia este că eu le-am pus acolo câțiva ani de zile și n-am avut lenea românească să le ia de acolo. Acum, indiferent de câte ori mută amvonul ăla, trebuie să aibă grijă să nu cumva să nu fie lumânările alea, le numără nucile, asta, în curând vor deveni moște. Pentru că cineva, nu mai știu cine au pus alea acolo, și noi din bătrâni am avut 3 nuci, 2 lumânări și 1 ceas în amvon. Cred că ați înțeles cât de ușor suntem de ciudat, de ciudăței. M-am dus la ora de zile acestea și am avut vreo 16 lei și vreo nu știu cât. I-am pus în amvon acolo. Amu deja, ei nu mai știu ce-s cu banii acolo. De câte ori mă duc seara, mă, iau, nu iau. I-am spus la Liviu, la păstorul nostru, zic, ai grijă de banii ăștia. Peste câțiva ani de zile, copiii tăi o să te întrebe și o să spui. Noi, de când ne-am născut în biserica asta, mă pus 16 lei 50 și în amvonul ăsta. Așa facem și cu soțiile acasă și cu copiii și cu toți. Inventăm propriile noastre legi, dar stagnăm într-un fel sau într-alt. N-a venit aici în biserică, mă întrebau cum trebuie să fie azima, cum trebuie să fie vinul, dacă putem să bem din vin, dacă putem franzele. Mă, oameni buni, am fost la creștin după Evanghelia în Iași. Au dus vreo 20 de franzele de ale mari. Știi cum rupeau? Cu ce o bucată, parcă aveau sărbătoarea mulțumirii în fiecare zi. Era unul gras la cor, stătea lângă mine, el a mâncat o jumătate de franzelă. Și să împărtășeau în fiecare duminică. Mă, fain. Adică vineau mâncați. Bun, plecau și la biserică. Am zis că să luăm cina toți. Eram cu vreo 40 de tineri de la noi din biserică. Nu s-au atins unul de... Toți se uitau la mine să vadă. Bag mâna în franzela aia.
viața lor, de când se pocăise ei, de când se îngâna precambriană cu cambrianul și se nășteau marile depozite carbonifere, la noi au fost numai azimă. Se uitau toți la păstor să vadă, face nenorocirea asta de păcat. Și în momentul în care au văzut că am băgat mâna în franzelă și ei, n-au, slavă lui Iisus Hristos. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, creșteți. Sunteți în Londra. Părinții voștri supărați că s-a schimbat ceva în biserică, dar ei folosesc WhatsApp-ul. Au mașini bune, îi văd că vin cu niște mașinuțe pe care le trimiteți voi pe baterie, trec pe lângă mine. Dacă n-am văzut o bătrână la noi în biserică, cu trotinetă. Din aia electrică. Nu s-a auzit nimic, am auzit doar un vâșt pe lângă mine. Un batic. Dar dacă zici, noi nu ne schimbăm, frate. Noi așa am primit în biserică, noi așa trebuie să primim, să facem. E 16 lei 50, să se înapoi. Vă rog să creșteți în relația cu ei. Știți ce spune unul dintre mari oameni al lui Dumnezeu pomenit într-un verset? Ea e beț din Biblie, nici nu știe, mai așa plângăciosul chema. Și Doamne, întindem hotarele astea odată. Întindem hotarele, Doamne. Îi spuneam lui Manu mai înainte, sau cine, că atunci când eram în 1992, am avut 3 ediții a Bibliei, atât. Ediția lui Cornilescu, ediția ortodoxă a lui Bartolomeu Anania și când a făcut rost la școală 92, de a treia Biblie a greco-catolicilor sau romano-catolicilor, știu că acolo a fost, am crezut că l-am prins pe Dumnezeu de picior. Dar nu pot să stau acum și să mă gândesc când pe calculator, pe laptop, am vreo 100 și ceva sau nu știu câte, 200 de ediții de Biblie. Creștem, avem informații de la o secundă la alta. Creșteți în toate privințele. Mai multă pocăință, mai mult post, mai multă apropiere de Dumnezeu, mai multă Biblie. Bun, ne-am botezat, e un scop în sine. Bravo! Am uitat ceea ce este în urma noastră. Dar mulți nu mai alergăm spre ceea ce este înainte. Aici am rămas. Pentru că nu vrem să mai creștem, ne mulțumim cu cât avem. Frate, zice, slavă Domnului, e bine așa. Nu-i bine. Dumnezeu ne vorbește ca lui Ilie, ne îndrumă, ne hrănește. Nu vreau să aveți talente speciale. Mi-e frică de oamenii cu talente speciale. Vreau doar să fiți disponibili. Am câteva genii în biserică. Nu le pot folosi la nimic. Sunt genii. Am artiști. Nu-i pot folosi. Că sunt artiști. Și artistul e liber. Dacă vrea duminica asta, vine. Dacă are chef, poți zice să folosesc această unealtă. Da, te rugăm. Cântă și apoi o plecat, lăsând în urmă un aftershave ieftin. O dâră. În lumea lui, un artist. Am nevoie de unul fiecare duminică aici. Am nevoie și vinerea de el. N-am nevoie de genii. Am nevoie de oameni care să facă repetiții. Am nevoie de oameni care să se pregătească. Nu mai pot permite ca să nu creștem în toate. Adică vedem pe cei din lume cât fac pentru ca să aibă un concert extraordinar. Nu veniți la noi, la creștini, ca să vedeți concerte grozave. Că ne dăm cu stângul în dreptul. De ce? Tot timpul, ca români, încercăm să improvizăm. Improvizăm. În biserică improvizăm. În casa lui Dumnezeu, spiritual, improvizăm. Nu, nu. Trebuie să fii... Dumnezeu vrea ca să fii profesionistul ăla care să învețe cu greu. Te trebuie să facă în fiecare zi ceva. Mai mult, mai aproape de Domnul, mai aproape de Domnul. Creșterea întotdeauna, să știți că depinde de ascultare. Creșterea depinde de ascultare. Dumnezeu nu vrea ca viața să ne fie grea. Ascultați-mă. Și Dumnezeu nu crește pe nimeni. Am auzit pe cineva, Doamne, crește-mă. Nu, nu crește pe nimeni. El ne dă resursele necesare doar, dar nu ne crește, nu ne crește. Dacă nu vom crește spiritual, vom pieri. Dumnezeu nu ne crește spiritual. Amin. Ne asistă în creșterea spirituală. E lângă noi. N-am auzit până acum să crească Dumnezeu pe cineva spiritual. N-ar fi drept. Adică pe tine te cresc spiritual și pe tine nu. Te las să fii un pigmeu.
Dumnezeu nu! Nu face asta, doar asistă creșterea noastră spirituală. Uite, vrei să crești, sunt lângă tine. Vrei să rămâi pigmeu? Bravo! Rămâi pigmeu. Un bonsai să rămâi, zice Dumnezeu. Dacă vrei să crești, sunt alături de tine. M-a ajuns că nu mai citim Biblia. M-a ajuns că suntem incredibil de nebiblici în ceea ce facem. Nu mai iubim asta. Vedeți o balenă de 100 de tone, nimeni nu vede cât e atâta numai. Știți, credeți că există balenă când e atâtea? Toți văd balena că face... Nimeni nu vede când e... Atât. Dumnezeu vrea să crește mare, nu disprețuiți procesul creșterii. În fiecare zi, și știți ce e interesant? E că nu-i spectaculos! Nu te vede nimeni când crești. Exact ca la televizor. Zice, uau, ce mușcă aveți! Așa face. Dar ce, pentru ce îi pregătiți? Și nu știu. Uitați-vă. Pentru ce? Exact ca la noi. Tot mă uit la struguri ăștia. Și voi vă uitați. Mă, nu mai termin odată. De la începutul slujbei de azi dimineață, tu mă gândesc dacă e de plastic sau dacă e... Nu mai am încredere, am devenit deja paranoic. Struguri ăștia. În Oradea avem probleme cu mușițele la biserică. Suntem în spatele livezilor, nu mai culeg românii strugurii. 2 tone nu-i ocules de la socrul meu din grădină. Am mers și am vorbit cu oamenii. Băi, omul bătrân, bolnav, îi dau vouă toți strugurii. 2 tone. Și sărăcimea cu capa își cumpără struguri din ăștia, din magazin, cu ultimii bani. Și strugurii noștri, nu-i culege nimeni. Pe undeva avem ceva în noi, avem o frământare, știți care? Aceea că noi credem până la urmă că tot ce se obține cu muncă nu-i neapărat lucru bun. La români, succesul în viață e chestie de... Că văd eu peste 3 luni, cine mai mănâncă struguri de ăștia? Dacă am o inflație a 10%, ce rău ne pare că n-am cules struguri asta, omnă. Și merele. Toni întregi de mere mor lângă noi, în Oradea. Am mușiță. Știți ce-s mușițele? Ceva nasol. Iarna te rup, vara te rup țânțari, acum toamna mușițele și mult mai târziu furnicile. Chestii care se fac datorită descompunerii fructelor. Cei care nu știți ce-s mușițele și știți ce e ioiasul. Am vrut să vă explic în această seară și cu care vreau să închei. Trebuie să așteptați de la Dumnezeu, al treilea lucru, cele mai frumoase și mai bune lucruri pentru viața voastră. De ce te râzi, George? Spune-mi de ce te râzi. De ce ai râs? Da. Da. Dar nu e așa, uite-te la asta. Uite la Alex. Eu nu știu să traducă mușiț, o zis mușiț. Iaude, îmi dau seama că e o problemă aici. Și pe scenă, și peste tot. Mâșiți. O să văd engleze care sunteți așa în sală, dacă înțelegeți. Tu mă plecați de acasă să credeți că e ceva foarte... Știți cum sunt cu așteptările noastre? A venit o doamnă seara asta aici, înainte de a începe slujba, și mi-a spus, aveam o apăsare pe piept, azi la amiază, am ieșit în față să vă rugați că nu puteam respira. E o boală mai veche, am necazuri. Am crezut din toată inima că azi de dimineață la ora 12 fără 5 Dumnezeu mă poate vindeca. Am venit să vă spun că-s vindecat în numele lui Iisus Hristos. Adică a avut niște așteptări, noi n-am avut. La grămadă nu poți avea așteptări. O să vă spun o chestie. Pe aici trece Iisus în fiecare duminică, dar cineva totuși trebuie să aibă credință să-L prindă de mânecă. Hei, Doamne, nu trece ușor pe lângă mine. Sunt și eu aici. Mă înțelegeți ce zic? Haideți să vă povestesc. Știți cum e cu așteptarea asta, cu așteptăm lucruri mari de la Domnul ca să fii fericită, să fii fericit. Suntem ca fata aceea care și-a dorit prințul ăla cu cal frumos și cu armură aurită și ani au trecut și a mai tăiat de undeva și din armură și din prinț cât e de tânăr și contează cum îi am. Numai să aibă cal. Am ajuns să ne amputăm, spuneam mai înainte, visele. Uităm un lucru, că Dumnezeu ne-a promis cei mai buni. Și noi, din păcate, știți ce facem?
Așteptările noastre le diminuăm în timp. Și ce trebuie să faceți? Să nu uitați ce v-a spus fratele Pustan în seara asta. Fericirea constă în ceea ce aștept să primești în viață. Dacă atât îți mai dorești de la viață un cal nenorocit cu un schilo de moș pe el, după ce ți-ai dorit un prinț, după ce ți-ai dorit un cal adevărat care să mănânce jeratic și tu vii și ți-am putez visele astăzi, te-ai nenorocit. Încă aștept de la Dumnezeu o grămadă de lucruri. Am 55 de ani, merg pe 56, la 60 de ani am ieșit în pensie. Până atunci, biserica din Londra trebuie să fie bine, biserica din Beiuș trebuie să fie puternică și cea din Oradea trebuie să fie puternică. Până atunci, trebuie să termin azilele pentru bătrâni și să mă internez într-unul, dacă e cazul. Să fac locul acela frumos pentru ca să pot să salvez cât mai mulți oameni. Îmi doresc 2 hectare, am vorbit cu domnul primar, să poată să facem grădini, ca ei să lucreze acolo. Au nevoie ca să lucreze, știți, pământul. Au nevoie să picteze, au nevoie să facă o grămadă de lucruri ca să se reabiliteze. Plus, după aceea, fac primul program din România, visez. Și ce visez noaptea? Eu trebuie să mă întreb de ce ăla, dacă a venit la mine și e alcoolic, de ce a devenit alcoolic? Pentru că nimeni nu devine alcoolic dintr-o dată. Și m-am gândit să întreb, să văd de ce a devenit alcoolic și să-l întreb că dacă e din Maramureș, din satul Cutare, la numărul Cutare, să mă duc să stau puțin de vorbă cu soția lui, cu copiii lui, să-mi trimit consilieri în toată țara și să vedem ce se poate recupera, că degeaba încercăm să-l scăpăm pe el de alcool dacă nu scăpăm de acolo, dacă nu rezolvăm de acolo cancerul, metastază. Încă visez lucruri mari cu Dumnezeu, predic 4 predici pe săptămână, miercuri seara și joi seara și duminică dimineața și duminică seara. Încă mai cred că Dumnezeu e bun și că îmi va da suficientă pocăință să prind și o răpire, să fiu împreună cu voi, împreună cu familia mea, în primul rând, împreună cu voi, să știu că vă mulțiți tot mai mult și că aveți vise. Eu nu vreau să muriți acum și să fiți îngropați peste 50 de ani, 60. Omul în viață moare când nu mai are vise. Nu când nu mai are respirație, ci când nu mai are vise. Vasele goale trebuie să fie umplute. Dumnezeu e împotriva vidului. Dumnezeu nu suportă vidul. Am venit cu vasele goale și am spus, Doamne, umple-mă. Te rog să mă umple. Adică, zice Domnul Iisus Hristos către leproșe, credeți că vă pot vindeca? Cred. Credem, Doamne, că ne poți vindeca. Așa aș vrea să spune lui Dumnezeu. Doamne, în primul rând vreau ca să fiu fericit, asigurându-mă că mă duc spre Tine. Că m-am eliberat de trecut. Nu mă mai interesează, trec peste el. În numele Tău trec peste trecut. Am o problemă, am o boală, am o frământare și ce-am cântat de dimineață. Nu voi muri, spune psalmistul, în psalmul 117, mi se pare. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Satanul nu-mi poate face nimic rău. Hristos m-a eliberat. Hristos m-a binecuvântat. Sunt copilul lui Iisus Hristos. Vreau ca să cresc în viața mea de credință. Nu vreau ca să consider botezul un lucru care, să spune, finalul. Ăsta e începutul drumului, nu sfârșitul drumului. Început de drum astăzi. Început. Vreau să cresc în relația mea cu Hristos. Nu vreau să rămân un bonsai spiritual. Vreau ca tot ce-i mai bun să dăruiesc, să mă pregătesc pentru asta, să lucrez pentru asta. Și mai vreau să mai fac ceva. Vreau din toată inima mea, v-am spus, să aștept de la Dumnezeu lucruri mari. Mari lucruri de la Dumnezeu. Să văd că Dumnezeu poate să facă minuni în viața mea și să spună, sunt un vas gol. Umple-mă, Doamne, umple-mă. Adică, până la urmă, fericirea este să știi ce să cauți în viață, ce să aștepți în viață. Aștept ca Iisus Hristos să mă uimească în fiecare zi. Să mă uimească Dumnezeu în fiecare zi. Hristos să mă uimească în fiecare zi. Ce mi-ai pregătit astăzi, Doamne, pentru noi, pentru viața noastră? Asta am vrut să vă spun. Înainte de anul nou, înainte de a intra în 8-lea an de existență acestei biserici, haideți să ne ridicăm în picioare. Tată din ceruri,
Ne-ai spus în seara asta că fericirea este să depășim trecutul, să mergem în față. O viață frumoasă și împlinită înseamnă să mergem în față, fără să ne mai gândim la ce a fost. Nu vă mai gândiți la ce a fost înainte. Am învățat în această seară că fericirea, până la urmă, nu e altceva decât a avea o relație tot mai bună cu tine și să merge mai departe crescând în relația aceasta. Să nu stagnăm. Să așteptăm lucruri mari de la tine. Te rog, Doamne, dă-le oamenilor acestea puterea să viseze și să aibă credință și să creadă că tot ce zici tu e adevărat în dreptul vieții lor. De aceea eliberează-i, Doamne, pe cei bolnavi în seara aceasta de orice legătură demonică. Dezleagă-i pe cei legați. Vindecă-i pe cei bolnavi. Te rog, Tată Ceresc, îmbucură-i pe cei triști. Mântuiește-i pe cei nemântuiți în seara aceasta. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului ca Dumnezeu să ne dea o viață împlinită și o viață frumoasă. Amin.